Varianta cu numărul 3 i-a ținut concentrați pe candidați până la expirarea timpului de examen, ultima parte în care elevii trebuiau să prezinte în cel mult 900 de cuvinte tema și viziunea poetului Mihai Eminescu despre lume, le-a solicitat atenție sporită. Mulți nu se așteptau la acest subiect, dat fiind faptul că în ultimii ani ilustrul poet i-a tot pus la încercare. Cei de la Profilul Real au avut de-a face cu Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Nichita Stănescu. Cum a fost? A fost foarte bine. Bineînțeles că nu mă așteptam la subiectul Tăi zăpice luceafru de Mihai Eminescu, dar a fost foarte bine. Subiectele ușoare, de nivel mediu. Sperăm acum că o să fie rezultatele bune. Înțeleg că partea a treia te-a pus în dificultate și a trebuit să-i acorzi mai mult timp? Da, mi-a trebuit cam o oră și ca să pot să dezvolt acest subiect. Am fost puțin nepregătit, dar m-am scos-o la capăt. A fost foarte bine. Ce notă crezi că vei lua? N-aș putea să spun, dar sper să nu cumva să ies un nou. Alții s-au lăsat ghidați de strategiile adoptate de-a lungul anilor. Spre exemplu, Mihai s-a axat pe operele poetului și nu a dat greș. Astăzi a ieșit cu zâmbetul pe buze din sala de examen. A fost luată ca în povești, a fost ca niciodată din Rude Mari împărătește, prea frumoasă fată. Și era una rapărinți și mănânc toate cele. Mă așteptam să pice Minescu pentru că au fost 150 de ani de la moartea lui. Alții nici nu au avut ocazia să vadă subiectele, neprezentându-se la evaluare. La Tudor Vladimirescu, doi elevi au fost eliminați ca urmare a găsirilor cu copiuțe asupra lor. Peste două zile, elevii vor intra din nou în sala de examen, de această dată pentru a susține proba obligatorie a profilului.